felicitări. Ați spus că ai reușit. Săptămâna trecută nu ți-a ieșit atât de bine, dar de data asta te-a ieșit. Da, e greu de câștigat fiecare meci, dar totuși a fost o semifinală, un rezultat destul de bun. M-am deprins un pic pe terenurile acestea, că doar s-a început sezonul pe zgură, de zgură la mine și simt că încep să joc mult mai bine. Astăzi ce anume a făcut ca tu să câștigi? A fost un prim set foarte, foarte disputat. Ai avut puțin noroc în tiebreak sau ai fost mai determinat? Ce anume a făcut să câștigi tu? Sigur, e și concentrația și noroc și tot împreună. Dar știam că trebuie să fiu mai agresiv pentru că am avut 3-1 la tiebreak, după aia el m-a început să pună presiune pe mine și știam dacă continuă așa pierd setul. Și am încercat să fiu mai agresiv și a lucrat în favoarea mea. E al doilea turneu pe care îl câștigi în acest an, nu? Ai câștigat unul pe hartă. Da, am câștigat în Grecia câteva săptămâni în urmă. E al doilea sau e doar al doilea? Nu știu că e bine sau rău. Sper că o să continui tot așa în anul acesta, sezonul. Unde ți-ai propus să termin? Pe ce loc ți-ai propus să termin acest an? În clasamentul ATP? Un plan, un obiectiv, da, să nimeresc la calificări la US Open, deci până în septembrie trebuie să fiu 250. O să încerc să realizez aceasta.